Salutare și bun găsit, dragi prieteni, oameni buni și frumoși! Sunt Sorin Sandu, actor al Teatrului Stella Popescu și în cadrul proiectului Săptămâna Scriitorilor Români derulat de acest teatru am ales pentru astăzi un fragment din novela Sărmanul Dionis de Mihai Eminescu. Și tot astfel, dacă închid un ochi, văd mâna mea mai mică decât cu amândoi. Dar aș avea trei ochi. Aș vedea-o și mai mare și cu cât mai mulți ochi aș avea, cu atâta lucrurile toate din prejurul meu ar părea mai mari. Cu toate astea, născut cu mii de ochi în mijlocul unor arătări colosale, ele toate în raport cu mine, păstrându-și proporțiunile, nu mi-ar părea nici mai mari, nici mai mici de cum îmi par azi. să ne închipuim lumea redusă la dimensiunile unui glonte și toate cele din ea scăzute în analogie. Locuitorii acestei lumi, presupuindu-i dotați cu organele noastre, ar pricepe toate celea absolut în felul și în proporțiunile în care le pricepem noi. Să ne închipuim Cacteris sparibus Înmiit de mare. Același lucru. Cu proporțiuni neschimbate, o lume înmiit de mare și alta înmiit de mică ar fi pentru noi tot atât de mare. Și obiectele ce le văd privite cu un ochi sunt mai mici, cu amândoi mai mari cât de mari sunt ele absolut. Cine știe dacă nu trăim într-o lume microscopică și numai făptura ochilor noștri ne face să o vedem în mărimea în care o vedem. Cine știe dacă nu vede fiecare din oameni toate celea într-un fel și nu aude fiecare sunet într-alt fel. Și numai limba, numirea într-un fel a unui obiect, ce unul îl vede așa, altul îl vede altfel, îi unește în înțelegere. Limba? Nu. Poate fiecare vorbă sună diferit în urechile diferiților oameni. Numai individual, același rămâind, o aude într-un fel. Și într-un spațiu închipuit ca fără margini, nu este o bucată a lui, oricât de mare și oricât de mic ar fi, numai o picătură în raport cu nemărginirea? Asemenea, în eternitatea fără margini, nu este orice bucată de timp, oricât de mare sau oricât de mică, numai o clipă suspendată? Și iată cum. Presupunând lumea redusă la un bob de rouă și raporturile de timp la o picătură de vreme, secolul din istoria acestei lumii microscopice ar fi clipite. Și în aceste clipite, omenirea ar lucra tot atâta și ar cugeta tot atâta. Ca în Evii noștri, Evilor, pentru că ei ar fi tot atât de lungi ca pentru noi, ai noștri. În ce nefinire microscopică s-ar pierde milioanele de infuzorii ale acestor, ale acelor cercetători? În ce infinire de timp clipa de bucurie? Și toate acestea toate ar fi tot altfel ca și azi. În fapt, lumea e visul sufletului nostru. Nu există nici timp, nici spațiu. Ele sunt numai în sufletul nostru. Trecut și viitor e în sufletul meu ca pădurea într-un sâmbure de ghindă și infinitul asemenea ca reflectarea cerului înstelat într-un strop de rouă vă las dumneavoastră plăcerea de a continua lectura acestei novele foarte frumoase pentru a descoperi cine este cel care era pătruns de astfel de gânduri Metafizice Mulțumesc pentru că Am fost împreună câteva clipe Ați fost împreună cu mine, dragi prieteni Și să ne vedem cu bine data viitoare Toate cele bune